Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Republica Fantastică România, ideile ministrei educației Ligia Deca despre cum trebuie organizat învățământul au din ce în ce mai multe ricoșeuri spectaculoase. Hai că m-ai făcut atent. După ce toată suflarea românească a oscilat între indignare și ilaritate când s-a aflat că prin ordinul doamnei Deca în România primesc burse de merit repetenții, acum ia ca altă dandana un elev de nota 3.50 10. Vezi că e o notă bună. Dacă e doar unul din oficiu, înseamnă 2.5, ceea ce... Rotunjit e 4. Da. Adică... da. Un elev de nota 3.50 din 10, nu doar că primește bursă de merit, dar ia bursa asta de merit în condițiile în care nu a venit nicio zi la școală în acest semestru, a aflat publicația EduPedu. Chiar n-a crezut că a intrat cu 3.50. Da. Da, mă, vă imaginați cum e? Nu l-au înștiințat. Asta deci, e practic... sigur la un colegiu de la tehnic, unde se intră inclusiv cu medii de-astea sub nota de trecere. Și el s-a dus formal acolo, la 3.50, nu consideră necesar că mai merită să se ducă la școală, n-a venit deloc, practic are numai absențe, e abandon școlar. Da, dar guvernul României, reprezentat în, acest caz de doamna Deca, ministrul educației, consideră că acesta trebuie să primească bursă de merit. Să-l anunțe cineva să trimită IBAN-ul la școală. Da, vă rog. Exact. Da. Publicația EduPedu publică acest caz, aflat de la secretarul școlii respective, care centralizează dosarele de burse. Dă-i seama, mă, cineva face dosare de burse și trebuie să scrie nota acolo. Tu să-i seama cum se simt oamenii ăștia care trebuie să dea burse de merit. Ei sunt niște funcționari care trebuie să respecte o metodologie, un ordin stabilit de un ministru care pare totalmente deconectat de realitatea școlii românești. Auzi, să se dau și retroactiv? Că eu făceam cinciu. Tragedia este că nu putem avea siguranța că asta ar fi cumva vreo excepție. Cazul acestui copil de 3.50 care ia bursă de merit și a abandonat școala. Adică e foarte posibil să fie zeci sau poate chiar sute de cazuri de elevi cu medii sub 5 care au abandonat practic școala, dar care primesc această bizară bursă de merit din partea școlii. Nu de alta, dar în România sunt acum peste 8.000 de elevi cu medii sub 5 care primesc burse de merit. Peste 8.000 de elevi sub 5 care... Și eu cred că acestea nu mai trebuie numite burse de merit, ci trebuie să fie numite bursele Ligia Deca. Corect. Și așa să rămână numele forever. Mi se pare mult mai nimerit să fie bursele Ligia Deca să celebreze incoerența guvernamentală în domeniul acesta. Așadar, ca să vorbim și de bani, elevii cu burse de merit au primit circa 730 de lei pe lunile septembrie și octombrie și acum câteva zile au luat și banii pe noiembrie, aproximativ 380 de lei, că suma variază în funcție de numărul de zile de școală într-o lună. Au avut vacanță. Au mai fost vacanțe. E o tragedie pentru ăștia care nu se duc la școală. Nici bunuri de masă. Da, asta, da. Exact. Deci ăștia sunt banii. Suma nu e influențată în niciun fel și de numărul de zile de prezență ale elevilor. Deci, vacanțele încurcă, eu ți-am zis. Numărul de zile de școală, dar numai teoretic. Dacă nu te duci, n-are nicio importanță. Te duci, nu te duci, banii... E ca la stat, mă, înțelegi? Exact. Ăștia, te duci, nu te duci... Banii vine. Banii merge. Una peste alta, în acest an școlar, dacă sistemul rămâne la fel, acest elev de nota 3.50 și ceilalți asemenea care au abandonat școala, deci ei vor încasa cam 4.000 de lei ca bursă de merit. Bun. Și e uluitor, uluitor cum a putut fi pus în practică un asemenea sistem aberant. Dar stați, mai avem. Niciun elev din loturile lărgite de pregătire pentru olimpiadele internaționale nu mai primește bursă în acest an școlar, potrivit metodologiei stabilite prin ordin de ministrul educației Ligia Deca, a observat tot site-ul edupedu.ro. Bursele de performanță pentru ei au fost desființate. Ei pot primi bursă de merit, dar numai dacă sunt mai buni decât 70%, decât marea majoritate a colegilor lor de clasă, ceea ce înseamnă de obicei medii peste 9. Ce se mețe minte. Da. Dar
când iau bursă de merit, din punctul de vedere al doamnei Deca și al statului român, olimpicii internaționali, olimpicii noștri internaționali, sunt la fel de meritoși ca elevii de nota 4, 3, 2 sau chiar 1 care sunt în școli atât de slabe încât ei sunt crema. Diferențierea nu este excelența, ci faptul că sunt unii mai proști ca tine, în cazul ăsta, mai slab ca tine. Doamna Deca refuză în continuare să corecteze aceste aberații pe care le-a produs. Deocamdată avem doar niște declarații că problema este în studiu. Am mai vorbit despre asta, de fiecare dată e tot, a rămas în studiu, se cercetează. Sunt cine studiază. Doamna Deca. Cred. Împreună cu cine? Doamna Deca este foarte sensibilă la critici. Dacă vede comentarii nasoale pe Facebook, a spus într-un interviu, a spus că dacă vede comentarii nasoale pe Facebook la adresa dânsei, îi strică toată ziua. Ca atare, are o echipă acolo care se ocupă de pagina de Facebook și care șterge comentariile nasoale. Deci, cu această atitudine, nu cred că poți să-ți corectezi greșelile. Că dacă nu apreciezi feedback-ul negativ, nu înțelegi, nici nu... Știu, doamnă, deci, pe cine din voluntari care șterge comentariile. Da. Eu cred că dacă ar fi elev, doamna Deca ar auzi acum binecunoscută expresie, nota 4, stai jos. Dar s-ar putea consola o bursă de merit de loază. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.